În contextul cazurilor de îmbolnăvire cu virusul West Nile, Direcția de Sănătate Publică a solicitat anumite măsuri și administrației locale. Astfel, o sesiune de dezinsecție va fi făcută de Direcția Domeniului Public în municipiul Suceava, localitatea de domiciliu a unuia dintre pacienții confirmați. Deci avem adresa DSP, am convocat urgență cei de la domeniul public, a contactat niște firme în domeniu să facă rost pentru soluții din specia ADAS, Ablobictus, nu știu, nu fac termeni care mă depășesc medical, dar da, suntem, deci în zilele următoare vom face această stropire, în mod special pe strada Tineretului, în cartierul Burdujeni, unde s-a înregistrat acest caz de îmbolnăvire cu acest West Nile. Și la fel în tot orașul, în această opinie contra țânțarilor. Ion Lungu recunoaște că nu este adeptul dezinsecțiilor decât la nevoie, motiv pentru care primăria Suceava nu are un contract în acest sens. Am fost unul care n-am fost în exces vreodată stropitul. Dacă vrei să cheltui bani aiurea la primărie, stropește. Tocmai de asta nu avem un contract cadru cu o firmă care să facă stropiri, că n-am făcut. Am făcut numai când se impune. Primăvara s-a stropit și de căpuși de asta și când apar reprize de asta pentru țânțari, stropim acum pentru țânțari.